judiciar forjat de la Spital și primele sunt într-adevăr foarte bune, de exemplu, în acest an, tematica festivalului ediției este 25 de ani de la căderea comunismului și sunt prezentate omagii aduse în lume și formă în Angei Vaida și Nicloșianțe, de de Miloș Forman, bineînțeles, balul pompierilor, Dragostea unei blonde. Angei Vaida are numai puțin de 6-7 filme, începând cu Canalul, că nu știu. Miloș Forman are 2 filme, există o competiție consacrată filmelor din Europa Centrală și din acest punct de vedere ne cer cu este singurul festival din România cu această specializare a scrisului de filme